Terminalul de plecări al aeroportului din Craiova era plin la orele prânzului. Turiștii se pregăteau de îmbarcare spre una dintre destinațiile de vacanță, Hurghada, Egipt. Au făcut testul COVID, psihicul e bun, ăștia sunt măsuri care te ajută în orice situație. Nu, ne place să călătorim. Chiar dacă e pandemie, vă e teamă? Nu, am trecut peste momentul acesta și acum nu mai este nicio problemă, mai ales dacă suntem vaccinați și nu e chiar nicio problemă. Când ați fost ultima dată în vacanță? Anul trecut, în Grecia. Și a fost tot ok. Sperăm că și acum tot ok. S-a dat startul vacanțelor de pe aeroportul Craiova încă de pe 1 aprilie. În perioada 1 aprilie, 1 mai, au fost 15 zboruri către Hurghada, Egipt. Deci Egipt este destinația cea mai căutată de turiștii craioveni în această perioadă. De când s-a dat startul vacanțelor, peste 3500 de persoane au călătorit către Egipt. Dacă prima opțiune pentru petrecerea vacanței sunt destinațiile de peste hotare, există cerere și pentru stațiunile din țară. În general, oamenii în țară își doresc sejururi relaxante în locuri mai izolate și nu foarte aglomerate. Vorbim aici de județul Hunedoara, de județul Alba, cetatea Corvinilor, cetatea Alba Carolina, dar și zona de nord a țării, în special Maramureș și Bucovina. Reprezentanții agențiilor de turism spun că dacă anul trecut au fost multe vacanțe anulate, acum tot mai puțin clienți fac acest lucru. Și asta doar în cazul în care destinația aleasă este într-o țară care se află pe lista galbenă și ar fi nevoit să stea în carantină.